Iubiți frați și surori, aș vrea să citim din Cartea Domnului, din Evanghelia după Matei, de la capitolul 22, începând cu versetul 1 în jos, cuvânt prin care Domnul ne motivează și ne va motiva cum să stăm sau să venim în prezența Domnului, sau să fim totdeauna în prezența Domnului. Matei, capitolul 22, de la versetul 1 în jos, pagina biblică 949. Să urmărim a Domnului cuvânt. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde. Le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși pe alți robi și le-a zis: Puneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, junge și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat, unul la olda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și-au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântele drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspânti, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi. Și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă? Omul acela a muțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă rog să vă reocupați locurile. Iubiți frați, iubite surori, stimați Domn și Doamne, în dimineața aceasta vrem să slăvim numele Domnului, să binecuvântăm numele Lui. Binecuvântăm numele Domnului și lăudăm numele Domnului pentru că Dumnezeul nostru a fost și este bun. A fost și este bun. Dacă ne uităm în trecutul nostru, vom observa că Dumnezeu a fost acela care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări. Este bun pentru că ne-a primit în casa sa în dimineața aceasta și aici Domnul ne-a însuflețit, ne-a călăuzit atât la timpul de rugăciune, timpul de laudă pe care noi l-am avut la adresa lui Dumnezeu, am fost însuflețiți de Domnul. Domnul a fost acela care a uns cântările cu Duhul Său, a creat acea atmosferă de cer în adunare, în inimile noastre. Nu? Dumnezeu a fost acela care ne-a învățat să ne rugăm și rugăciunile noastre sunt ascultate, sunt scrise undeva într-o carte de aducere aminte și la vremea hotărâtă
Dumnezeu va trimite răspuns rugăciunilor noastre. Și pentru că avem un Dumnezeu care rămâne dintotdeauna și întotdeauna rămâne bun, plin de milă, plin de dragoste, nu putem face altceva decât să strigăm din toată inima noastră: trăiască Domnul! Trăiască Împăratul! Iubiți frașii și surori, facem lucrul acesta nu ca un obicei. Facem lucrul acesta pentru că El merită cu adevărat să fie slăvit. Și merită cu adevărat să fie lăudat în veci de veci. Amin. În ziua aceasta, Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre chemarea. Chemarea la cină. Chemarea la pocăință, așa cum spun frații. Chemarea la El, la împărăția Lui, la nunta Lui. Chemarea aceasta nu o facem noi ca oameni. Chemarea aceasta a făcut-o Dumnezeu. Noi doar suntem difuzoarele Lui și glasul care se aude nu e al nostru, și este glasul Lui, glasul Lui Dumnezeu. Pentru că Cel ce ne-a chemat este Domnul. Și El o face lucrul acesta așa după cum președintele României, nu? Face anumite anunțuri, dar le face la anumite posturi prin care poate fi auzit până la marginile pământului. Tot la fel, și Împăratul nostru, Dumnezeul nostru, Stăpânul nostru, are difuzoare în orice loc. Și în România și până la marginile pământului și în casele noastre, și acolo se aude chemarea lui Dumnezeu. De aceea, în ziua aceasta, am vrea să vorbim câteva lucruri în timpul care ne-a mai rămas, de 15 minute până la jumate, că apoi vrem să intrăm și în cina Domnului. Vrem să vorbim despre chemarea aceasta. Dumnezeul nostru ne-a chemat. Și când ne-a chemat să venim la pocăință, El a pus anumite reguli. Când ne-a chemat să venim la masă, să stăm la masa Lui, El ne-a pus anumite reguli. Când ne-a chemat să, sau ne cheamă și ne-a chemat să fim părtași nunții sale din cer, Domnul a pus anumite reguli. Pentru că dacă vrem să beneficiem de harul acesta, să al Domnului, să ne bucurăm de chemarea aceasta cu adevărat, trebuie să jucăm după regulile puse de Dumnezeu, nu după regulile mele. Pentru că pot să pun și eu regulile în biserică, dar rămânem cu toți aici dacă le punem eu, după regulile mele. Dar dacă jucăm după regulile lui Dumnezeu, vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Iubiți frați și surori, în ziua aceasta aș vrea să vorbesc despre haina aceasta pe care noi trebuie să o îmbrăcăm. Pentru că ne uităm în Scriptură, mă voi duce puțin mai fugitiv, să ating doar câteva lucruri despre haina aceasta. Venind la Dumnezeu și înrulându-ne în armata lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a dat anumite porunci. Și prima poruncă a fost să ne dezbrăcăm. Să ne dezbrăcăm de hainele noastre. Să ne dezbrăcăm de tot ce avem noi, de hainele noastre. Și spune cuvântul Dumnezeu și vorbește despre o haină pe care o avem și noi de multe ori o purtăm. Și spune cuvântul Dumnezeu în Petru despre haina aceasta, 1 Petru capitolul 2, versetul 16. Spune cuvântul Dumnezeu: purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ca niște robi a lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu s-a uitat la noi și a văzut că în decursul anilor și noi până a venit la El ne-am îmbrăcat cu anumite haine. Și prima haină pe care a văzut-o Dumnezeu la noi este haina răutății. Și în mare parte este bine zis de Domnul lucrul acesta. Domnul a văzut foarte bine lucrul acestea. De ce? Pentru că spune că în vremurile de urmă oamenii vor fi răi. Și Dumnezeu când se uită și vorbește despre răutatea oamenilor, nu vorbește despre răutatea celor care nu s-au întâlnit cu Domnul.
sau n-au nimic în comun cu Domnul. Pentru ei Domnul este doar, sau Dumnezeu este o filozofie, sau biserica este o filozofie, doar atât. Dumnezeu când ne vorbește despre lucrul acesta, se uită la cei care sunt prea iubiți de El. La cei care sunt prea iubiți de El, nu la cei iubiți de El. Pentru că spune Scriptura, vorbește, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dar cei care vin și îl urmează pe Domnul, trec de la rangul de iubit la prea iubit. Și Domnul vorbește celor prea iubiți în dimineața aceasta. Celor prea iubiți, să ne dezbrăcăm de haina răutății. Și mai ales când venim la cină, când venim în casa lui Dumnezeu, Cel ce ne privește, nu suntem noi păstori. Nu noi vă privim, înainte de noi. Și Cel care pătrunde în adâncul inimilor noastre, pătrunde în sufletul nostru și se uită la aina din sufletul nostru, este Domnul. Este Domnul. El se uită și El ne vede aina, cu ce fel de aină am venit la cina Domnului. Am venit noi cu aina aceasta a răutății? Aina aceasta ne caracterizează pe noi? El se uită. Și Biblia spune, fiecare să se cerceteze. Dacă astăzi constați că încă mai este răutate în sufletul tău, în inima ta, în lăuntrul tău, dacă încă mai este răutate, nu poți îmbrăca celelalte aine. Nu se poate îmbrăca. Nu poți îmbrăca. Pentru că aina pe care o făcut-o Dumnezeu, o făcut-o după să fie bine potrivită pe noi. Și nu o putem îmbrăca. Doar ne facem că ne îmbrăcăm, dar nu suntem îmbrăcați. Și Dumnezeu ne spune în ziua aceasta, fiindcă suntem la masă, suntem chemați, haideți să ne cercetăm. În Corinteni spune Apostolul Pavel, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să stea la masă și așa să stea în împărăție, să se cerceteze. Dacă constați că încă nu este și nu avem aina curată, spune Scriptura în Apocalipsa, în capitolul 7 cu 14 și în 22, dar mă duc doar în 7 cu 14 și spune așa, Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi. Și El mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele în sângele meu. Frați și sorori, astăzi, la dispoziția noastră, Dumnezeu ne-a întins vasul. Ne-a întins vasul cu detergentul în care putem să ne spălăm haina noastră, haina răutății. Și detergentul acesta se numește sângele lui Iisus Hristos. Sângele lui. Spune, Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi. Și El mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare. Vin din lumea aceasta. Și în lumea aceasta ne-am pătat haina, ne-am atins haina. Cu răutate. Suntem poate de multe ori plini de răutate. Între noi, între frați, în familie. În familie sunt de răutate. Și lucrurile acestea noi le vedem, le știm, le trăim. Suntem aici, suntem oameni. Și e o mare răutate în familie. Dar ca să putem scăpa de haina răutății, trebuie să venim la Hristos. Eu și dumneata. Să vin la El. Cu haina mea, așa cum sunt, să-i spun, Doamne Dumnezeule, scapă-mă de haina aceasta. Scapă-mă de haina aceasta, pentru că aș vrea să fiu îmbrăcat în haina neprihănirii. Sau, cum spune Isaia, capitolul 61, mă duc și la hainele care trebuie să le îmbrăcăm. Pune cuvântul Dumnezeu în 61, cuvântul Dumnezeu
În versetul 10, mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, că și m-am îmbrăcat în hainele mântuirii. Haina mântuirii nu se poate îmbrăca peste haina răutății. Prima haină anulează haina aceasta. Vine Mântuitorul, se uită la noi, se uită la viețile noastre și îi vor spune: Doamne Dumnezeule, dar și eu am crezut, dar și eu am fost în casa ta, Doamne, dar și eu am cântat, Doamne, și eu am predicat, și eu m-am rugat, Doamne, de cum îmi spui tu că nu am haina mântuirii? Cum poți să-mi spui tu că nu am haina mântuirii? Spune Matei acolo și Domnul îi spune că ați lucrat și fără de lege. Haina aceasta a răutății anulează haina mântuirii. Dar ca să beneficiezi de harul acesta, să ai haina aceasta a mântuirii, să rămână pe tine când va veni Domnul și când ne va vizita și ne vizitează Domnul, noi trebuie să ne dezbrăcăm. Oricare am fi, începând cu mine, până în spate, tot trebuie să ne dezbrăcăm de aina răutății sau ainele pe care vorbește Coloseni. Să ne dezbrăcăm de ele. Și spune apostol, spune cuvântul Dumnezeu mai departe: El m-a îmbrăcat în aina mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe o mire împodobit cu o cunună împărătească și cu o mireasă împodobită cu podoabele ei, slăvit să fie Domnul. Deci Domnul ne cere în dimineața aceasta, când venim la El, când El ne-a chemat să venim la El, noi la ușă sau când plecăm de acasă, noi trebuie să ne dezbrăcăm. Și apoi să ne îmbrăcăm în haina mântuirii. Vine Eclesiastul și spune cuvântul Dumnezeu acolo, aș vrea să citesc lucrul acesta, și spune: hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Hainele noastre, a pocăiților, a celor care suntem prea iubiți de Domnul, trebuie să ne fie, spune cuvântul Dumnezeu, hainele să-ți fie albe în orice vreme. Eclesiastul 9 cu versetul 8. Puneți să-l vadă. Nu-i cuvântul meu, e al lui Dumnezeu. Hainele să-ți fie albe în orice vreme. De ce în orice vreme? Pentru că Dumnezeul nostru trece prin cetate când nu ne gândim. În Scriptură spune despre începutul lui, că el trecea în fiecare dimineață, în răcoarea zilei, și cerceta poporul de Adam și Eva din grădină, poporul de atunci. Nu știm când trece Domnul prin vulcan. Nu știu când trece Domnul prin casa mea. Eu nu știu lucrul acesta. Când trece Domnul și mă cercetează. Și auzeam o lucrare din mai de mult aici în biserică, s-a dat că Domnul va trece prin fiecare cetate și va lăsa în fiecare cămin, când va cerceta cetatea, dacă va găsi pace, va lăsa pace. Dacă va găsi hainele răutății pe noi, îmbrăcați în haina răutății, Dumnezeu va lăsa mânia Lui. Nu știm cum va apăsa Domnul, cum apasă Domnul, dar știu că Domnul n-a mințit niciodată. Noi ca oameni am mințit, noi ca oameni mințim, de multe ori spunem neadevăruri, dar Dumnezeu niciodată n-a mințit. Și pentru că El trece prin căminele noastre, pe când noi nu ne gândim, și se uită la noi și se uită la sufletul nostru, El ne spune: hainele să-ți fie albe. Hainele să-ți fie albe. Poate vezi și: da, Doamne, dar sunt un pic mai gri. Dar Dumnezeu nu este cale din mijloc. Nu este. Ori ești sfânt, ori ești nesfânt. Nu poți fi, nu poți umbla pe două cărări, spune Scriptura. Nu poți iubi și lucrurile lumii și lucrurile Dumnezeu. Ori iubești pe Dumnezeu, tu urăști pe celălalt, ori urăști pe celălalt și iubești pe... Deci, ceva trebuie să facem. Nu este cale de mijloc. De aceea Biblia spune în ziua aceasta să privim, El ne cheamă să venim la El. Dar ca să beneficiem de harul cinei Domnului, să beneficiem de momentele acestea, noi trebuie să venim așa cum îi place Lui. Dezbrăcare. Și apoi îmbrăcarea cu hainele albe. Și spune mai departe versetul aici: și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap.
unde lemnul să nu se lipsească de pe cap. Dragii mei, frați și surori, de multe ori ne întrebăm, de ce nu-i har? De ce nu simțim prezența lui Dumnezeu? Și poate auzi pe un frate în vârstă sau pe o soră din biserică, ce bine m-am simțit azi în casa Domnului, ce bine m-am simțit. Și tu pleci din casa Domnului și spui, eu n-am simțit nimic, cum a simțit omul acesta și eu n-am simțit nimic. Dumnezeu spune, celor smeriți e de har, e de bucurie. Și omul când se smerește înaintea lui Dumnezeu, se dezbracă și se îmbracă în dumnezeire. Atunci Dumnezeu îi dă har. Și de aceea unii simt și unii nu simt. Unii simt prezența și alții nu simt prezența. Unii simt ungerea și alții nu simt ungerea. Totul depinde nu de Dumnezeu, ci totul depinde de mine. De mine, de felul meu, cum vin înaintea lui Dumnezeu, cum stau în prezența lui Dumnezeu. Dacă stau într-o stare după voia Lui, Dumnezeu este cel care mă va binecuvânta și mă binecuvintează. De nu stau după o stare care nu-i după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu este cel care îmi ia tot ce și am. Nu spune acolo, unii le ia totul, Dumnezeu. Aș vrea că în dimineața aceasta Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne dea putere, să ne putem îmbrăca în haina mântuirii. Și aș vrea să ne uităm în Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu, în Romane, capitolul 13. Spune Apostolul Pavel câteva lucruri și aș vrea să ne uităm la ele, Romane, capitolul 13, versetul 13. Ce ne spune Domnul? Dacă ne-am îmbrăcat în haina mântuirii și suntem îmbrăcați în haina mântuirii, să trăim frumos. Iubiți frați și surori, dacă suntem îmbrăcați în haina mântuirii, orbește trăirea ta. Trăirea ta. Eu dacă trăiesc frumos, spune ce fel de haine sunt îmbrăcat. Și spune Apostolul Pavel în felul următor, să trăim frumos ca în timpul zilei. Nu în chefuri și beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos, și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Omul care este îmbrăcat în haina mântuirii, omul acela este îmbrăcat în Domnul Iisus Hristos. Sau este îmbrăcat cu Hristos. Și când ești îmbrăcat cu Hristos, nu poți să trăiești altfel decât ceea ce spunea Apostolul Pavel în capitolul 13, în versetul 13, să trăim frumos. Cum a trăit Hristosul? Uitați-vă la viața Lui, deschideți fereastra aceasta a trăirii Domnului Iisus Hristos și uitați-vă cum a trăit El în lumea aceasta. Spune că pe uliță nu i s-a auzit glasul. Pe uliță nu s-a auzit glasul. Apoi, spune Scriptura că pe unde trecea el, în urma lui rămânea mireasma dragostei, mireasma iubirii, mireasma binefacerii, cum spunea Petrică, nu? Aceasta rămânea în urma lui Hristos. Dragul meu, întrebarea se pune, mă apropie de încheiere, că s-a dus ceasul. În urma noastră ce rămâne? Ne-a chemat Hristos la nuntă, ne-a chemat la cină, ne-a chemat să venim aici. Și astăzi suntem aici. Poate astăzi vom întinde mâna și vom lua bucățica de azimă și vom lua bărelul din rodul viței. Ne vom contopi. Dar se pune întrebarea, este adevărată contopirea noastră cu Domnul? Ne vom contopi sau doar rămâne o cină? Rămâne doar o formă, că așa trebuie făcută în fiecare lună, să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Este adevărat? Ne contopim? Sau doar o formă? Trăirea noastră din luna aceasta care a trecut, a fost o trăire frumoasă? Poate să spun oamenii despre noi, despre tine, despre mine, poate să spun oamenii că, uite un fiu de Dumnezeu, uite un copil de-al lui Dumnezeu, uite un penticostal, un om care are în el Duhul Dumnezeului celui viu.
Poate să spună sau nu poate? Ce spune? Ce vorbește lumea despre noi? Biblia spune, cei ce sunt îmbrăcați în haina mântuirii, ei trăiesc frumos. Cei ce au hainele albe și ungerea pe cap, ei trăiesc frumos. Ei sunt îmbrăcați în Hristos, Hristos este în ei. Și când Hristos este în tine, El nu te lasă. Nu te lasă să alunici. Pentru că spune, prin aceasta se vor cunoaște copiii lui Dumnezeu. Nu, prin aceasta se vor cunoaște. Dacă trăiești în păcat, nu trăiești frumos, oamenii spun despre tine că nu ești copilul lui Dumnezeu. Dacă trăiești frumos și mergi pe calea dreaptă a pocăinții, oamenii vor spune despre tine că tu ești un copil al lui Dumnezeu. Iubiți frați și surori, Hristos a pus la dispoziția noastră sângele Său. Astăzi este momentul să mă cercetez. Este momentul să te cercetezi. Și dacă cumva constați în viața ta că n-ai trăit frumos, dacă constați că haina ta săptămâna aceasta, luna aceasta a fost o haină grie, dacă constați că ai fost poate plin de răutate, Iisus nu ne dă canoane. Iisus îți spune, dacă astăzi auzi glasul Lui, nu-ți împetri inima. Dispetrește-ți inima și vino cu inima ta așa cum este ea. Vino la sângele Lui, vino la cruce, vino acolo și lasă să curgă o picătură din sfânt sângele tău pe inima ta. Pentru că spune, ei și-au spălat hainele în sângele Mielului. Când? Astăzi. Îmi recunosc viața, îmi recunosc trecutul și spun, Doamne Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul, iartă-mă, spală-mă, curățește-mă, pentru că vreau, Doamne, să am aina de nuntă, aina aceasta care să stau la masa Ta, să o am pe mine, Doamne, să fiu îmbrăcat și când Tu vei cerceta biserica în momentul cinei, Doamne, să primesc binecuvântarea de la Tine. Pentru că spune Scriptura, cei care sunt vrednici și cei care s-au închip vrednic înaintea lui Dumnezeu primesc binecuvântare, iar cei care stau la masa Domnului și sunt închip nevrednic nu primesc binecuvântare și primesc o sândă. De aceea sunt printre voi și bolnavi. De aceea sunt printre voi și mulți care dorm. De aceea sunt mulți care merg pe trei cărări. Pentru că nu se cercetează cum? Stau la masa mea. Doamne ajută-mă să mă cercetez. Amin.